Între Laur și Lorena se întâmplă exact cum s-a întâmplat între Patrick și Nona. Da. N-aș cred. Nu o văd eu pe Lorena să. Cum mi-a spus mie acum, care copil, că vine bărbatul, că de asta a slăbit Laurențiu, că trebuie să vină bărbatul Lorenei cu copilul de 2 ani care l-a crescut de la 2 săptămâni. Ferească Dumnezeu! Nu-i de așa e Valentina, nu-i de ce cu. Păi na. Până nu o să Știu ei știe, de nu ce știe. nu-i de. Știu ei de ce nu-i de ce cu. De ce nu-i dă Denis? De ce nu-i de? Nu știu, Aha, poate nu ia. face un de ajuns în casă să primească ce cu, nu știu. Sunteți foarte sinceră, doamna Laura. Mulțumesc frumos, Dobreanu Elena. Asta sunt de când mă știu și am avut multe de pierdut, credeți-mă pe cuvânt. Eu Denis, cred nu. că o vrea pe Bianca, da, o vreau De maxim. unde e? Dar nu știe nimeni, credeți-mă că nimeni nu știe, nici producția. Mor de dumneavoastră. Robert are copii în Spania și soție în Popoviș. De unde ai mai scos o măică? Da, Deci cum Denis, sau urcă au sus, am mai mai zis, crede dacă să ai ceva de copii ăștia zis, să urcă facă așa, sus. la bandă rulantă? Ce spui, Denis? Să urce sus Popovici dacă vrea. Popovici și mai... Ma, Denis? mamă, Denis, Crina, eu îl vreau pe Denis. Vai, nu pot să cred. Mes. Poftim, haideți să te însurăm, Denis, vrei? Dacă se iubesc. Uite, s-a dat palo, vrei? Crina. Fetelor, fac voi. Glumeam. Luați-l pe Denis, luați-l după capul meu. Radu cu Cristina se împacă până la urmă? Nu cred. Și dacă se împacă, teatru. Credeți în iubirea lor? Nu. Eu sunt de... Dar pe mine ce mă deranjează cel mai tare? Cristina. Că iar La mi-ați mine? adus bine. Eu, băta chinez, n-am nicio treabă, dumneavoastră știți lucrul ăsta. Ce stres am? În primul rând, Cristina, dacă tot spune cum a spus și doamna Mantea, măi fetiță, dacă tot spui că nu Doamna, poți să spui, treci Lorena, peste, stai liniștită. pune punct și gata, stop, oprește-te. Dobreanu Elena este, doamna Laura este foarte sinceră și spune adevărul și bravo ei. Mulțumesc, Calo. Dacă ea era corectă de la bun început și spunea, domne, nu pot să trec peste ce mi-a spus, m-a jignit, m-a făcut, bravo, asta e, ai dreptate, toți l-am judecat pe Radu, toți am aruncat cu vorbe în el, ai dreptate tu. Dacă când te vedem că faci 2 zile, îl iubesc, 2 zile parcă simt, 2 zile parcă nu pot, hai du-te, lasă-mă că nu pot să te sufăr. Păi du-te, Doamne iartă-mă. De femeie, chiar îți bagi joc de noi. Și în primul rând de el, că săracul. Apropo, câți bani au fi dat pe cadouri? Dar ia nimic. Laura a spus pe live stop vot. Când? Vlada și Acum Antonie se 20. fac amândoi. Da, dar nu. Să știi că eu cred, am încredere în Vlada și în Antonie. Faptul Mie mi se că pare că e Caritin teatru. să vină. Bine. Fiecare cu părerea lui. Viitorul ne va arăta. Faptul că s-a speriat foarte tare Antonii până să vină doamna Mantea, conștient că a făcut o greșeală văzând și filmarea, s-a văzut pe ochii lui. Deci pe mine nu mă interesează că pe gură ne iese ce vrem noi. Dar ochii, cine știe să citească omul, citește din ochi, nu trebuie să vorbească. Mie mi se Ochii pare că lui Vlada acum este este foarte. panică. Mie mi se pare că Vlada este o fată finuță, dar dacă e călcată pe picior, te arde rău de tot. Și exact cum mi-a și spus, dacă te joci cu mine, eu o să mă joc de 10 ori mai mult ca tine. Adică, nu știu ce să zic. Știi, cu jucatul ăsta la femei, mine mă cam scoate din sărite. Dacă m-ai înșelat, înșel și eu de 3 ori Dau și poate o fi 20 și de ani, gravidă. sunt puști. Ce Poate putem o să fi le și cerem? gravidă. Ceva de genul. Nu, în primul rând, unde e respectul tău de femeie? Bine, că ea a spus, dacă el mă înșală, asta nu înseamnă că trebuie să-l înșel și eu. Dar eu mă Corect. refer la femeile astea care spun, dacă faci, fac și eu. Păi vezi că tu vii și gravidă, porn. Eu nu pot să rămân gravid, dar tu poți să rămâi gravidă. Și poți să fii arătată cu Corect. degetul. Eu nu pot să rămân arătat cu degetul. Ba din contră, eu Păi. sunt, mă mândresc. Normal, Aici logic. nu-mi place. Și asta spun. Ea, ați văzut că Bianca tot insista
să o întărâte, să scape de Antoni, dar ea a spus nu, nu, asta nu înseamnă că pun stop. Că toți au întrebat-o și ce faci, pui stop, iar lui Antoni a fost frică. Că, și mă bucur pentru Vlada că a fost deșteaptă și n-a pus stop. Mâine veți auzi părerea mea cap-coadă că Păi n-a pentru pus stop, dar vă dați seama că acum au luat-o fetele la întrebări la hotel și... fetele să-și mai vadă de cățelușii lor și Catinca de ăia care nu vor. Și ea crede de la prima întâlnire, e gata, e... acum era ferm convinsă că Robertica e al ei. Și când a zis Robertica nu, i-a căzut fața. Dar ce soartă și pe Catinca asta, domnule. Și eu N-a am zis, zis nu. Ce a zis nu? încă nu sunt reparat. Ce înseamnă nu sunt reparat? Încă nu sunt pregătit. Dar ea era toată un zâmbet și râdea nas Mihaelei. Dar m-a auzit că Mihaela leșină. Mi-a spus o susținătoare de ei. Că leșină Mai după ne? ce vede date-ul. Sunt curioasă să vedem dacă dă faza asta, că ne dăm seama. Hai să spunem că mâine dă date-ul, poi mâine ar trebui să vedem urmările la ceea ce s-a întâmplat. Bună seara! Și dacă este așa, de ce n-a spus Dan Andrei? Ăsta care dă informații cum vrea el și când vrea el? De ce n-a spus dacă este adevărat? Bună seara, ce face, stimată doamnă? Sândica, mulțumesc frumos pe live, mă cert aici cu Denis. Da. Noapte bună, doamna Sanda. Spuneți adevărul, Noapte mulțumesc bună! frumos. La mișto să nu blameze lumea că se bagă în relații cu Catinca. De aia nu vrea ca să fie cu Catinca. Da, a fost conștient că și-a luat Catinca hate. Și zice, mamă, pe asta care are hate-ul cel mai mare, cu asta mă bag, nu mă bag. Și vă dați seama, ea s-a aruncat la Robert care știe că este votat și că Păi poate să cine l-a rămână în învățat? casă. Cine l-a învățat? Cine a învățat-o? Nu Biencuța. Despre ce vorbim? Păi de Uitați-vă ce? că și Catinca și Cristina, orice fac, cer validarea din privire Biancăi. A refuzat-o pe Bianca, Valentina, exact, și să nu și ia nici el. Bianca cu Ionuț rămân împreună, ăștia! Dacă îi dă doamna amante afară pe ușă, ăștia intră pe geam și se vor iubi până... Dan Andrei și i-a asigurat susținătorii că nu este nimic între Robert și Catinca. Am văzut și eu ce a zis. Robert și-a luat hate, crede-mă, de când a văzut lumea asocierea lui cu Bianca și când a văzut că dă în Mihaela la greu și că o laudă pe Bianca, atunci s-a prăbușit. Toți Păi ăștia care erau susținătorii lui iertați-mă pe mine, doamna Laura, după câte i-a făcut Mihaela. E nu și zic normal să dea în ea. nu zic că nu, dar a fost bun pentru toată lumea când eu am spus. După câteva zile, o săptămână, au început să-mi dea mie crezare. Că eu am spus în momentul când am văzut la Dan Andrei postare cu Bianca și încă nu erau prieteni. Și atunci am zis, bă, dar când și până când ăsta o laudă pe Bianca? Păi până acum o din alcoolistă și din toate... N-o scotea și acum o laudă pe Bianca? Opa, să știi că ăștia s-au împăcat, ăștia au făcut alianță. Și Și nu trece o dacă săptămână stau bine, și vedem prieteni. da, și Și dacă stau începuse bine să să mă dea gândesc, a Radu, zis țin eu minte. dumneavoastră, și dacă Ce stau bine spune? să mă gândesc cum a zis dumneavoastră că când s-au împăcat ei doi și a zis că Ionuț nu era în casă, ba da, mi-am adus aminte, era în casa Da, băieților. ne, Robert s-a dus ne, și a luat un braț, ascultați-mă un pic, Robert s-a dus și a luat un braț pe Bianca. Și după aia când s-a dus în casa băieților, i-a spus lui Ionuț, te-ai supărat că am luat-o pe Bianca în brațe? Mi-am adus aminte că era în casă, intrase. Ba da, pace pariu pe că vreți. era Ionuț Stoica în casă când Robert a luat-o în Nu brațe pe Ionuț Stoica, Bianca? ăsta, cum îl cheamă, A, Ionuț? Monica? Ionuț, nu Ionică, că nu-l cheamă Ionică, Ionuț. Nu, pentru mine e Ionică. Ionuț e Ionuț Stoica, atât. Pentru mine e Ionică. No, no, păi vrei să-l jignesc pe Ionuț Stoica, la șmecher. No. Era în casă, că i-a și zis Robert atunci, sper că nu te-ai supărat că a luat-o pe Bianca în brațe, ceva de genul. Nu mai știu, uite, dacă am timp o să mă uit. Robert și A, Bia sunt se convins, vă cam dați seama cât timp plac. aveți dumneavoastră să urmăriți Da. secvența asta.
Ionică Ia e spuneți. în casă, Dari? Bianca i-a lăsat puțin pe Laur și acum a ieșit la atac cu gașca de curci și curcanul Rob. Robert. Da. Era Vedeți, Johnny. doamna, vedeți? Măcar o dată în viață să-mi dați și mie dreptate. Când... Deci eu astăzi pe live sau nu știu unde mi-au scris. Nu mai știu unde mi-au Da, scris. uitați, vedeți că am dreptate. Eu nu era în casă, vedeți? Și erau cuplu? Da. Sau în cunoaștere, nu mai știu exact. Nu era Ionuț în casă. Va era. Uitați că Da. scrie jos. Florentina, da, uitați aici, toată lumea, Eusebiu, da. Dar unde vezi tu comentariile astea? Poate la tine, că la mine în chat nu. Vai de mine, sunt alte comentarii. Zic și eu, Era nu știu. în casa băieților. A strâns-o bine în brațe, atât. Știu și Mihaela, eu văd în ochii mei, Mihaela era la masă în bucătărie, în casa fetelor. A zis prima dată, Robert, haide, împăcați-vă și voi, luați-vă în brațe. Și ea nu a vrut. Era Da. la masa aia mare, unde mănâncă ei. Și nu a vrut. Și atunci ei s-au îmbrățișat amândoi. Venise Și Bianca, nu știu, Ionicuțe. de la toaletă, nu știu de unde venise Bianca. Sau din Da. grădină. Nu, de la că ea are cistinela. De la Hai. lasă-mă că aveți Așa dreptate. este, Crina. Și Dar e adevărat Mihaela ce s-a supărat, ai spuneți. Să perfectă dea dracii dreptate. dacă mai știu ce să mai zic. Că o parte spuneți că nu era, o parte că era. Mă uit eu singură și vă spun mâine 100%. Nu aveți Dacă... tot pe eu în seara asta să nu dormiți până nu găsiți asta și mi-o trimite și mie. Păi ce crezi? Eu am vloguri și știu titlurile, mi-aduc aminte după Da, titluri. sunt convins că până la 4 dimineața iar Corect. nu dormiți. Mie spuneți. Aoleu, și mâine o grămadă de treabă. Mâine e marți, nu? Corect, domnul Denis, așa este, doamna Ionica Valentina. a fost în casă. Și ce a spus Ionica când s-a îmbrățișat? Era un cuplu? Doamna Era Popov. un, nu știu dacă era un cuplu sincer, dar era în cunoaștere și Robert când a venit în casă i-a spus destul de clar, vezi că m-am luat cu Bianca în brațe, sper să nu te superi, ceva de genul. Am primit. Noapte Valentin. bună, doamna Vera, noapte bună Pe 19 și o seară septembrie frumoasă să aveți. era Ionica în casă. Vedeți că era. Uitați-vă, Dan Andrei, când o promovează Dan A Andrei pe fost, știți când a fost, vă spun eu când a fost, exact cum spune și Mihaela, la 91, a fost în ziua în care, în ziua când a fost cearta dintre Mihaela și Bianca, De ce s-au certat atunci? când a acuzat-o că a lovit-o, ceva de genul, nu înțeleg ce scrie Când aici. a zis Bianca că îi dă cu pumnul în cap. Ceva de genul. Păi ea nu e Mihaela, nu cu... Bianca. Bianca, Mihaela sau nu știu care Nu, nu, nu. dintre ele. Bianca la hotel, la masa fetelor, s-a dus Da, spre lui Mihaela, nu? Lui Mihaela Mihaela. la Asta masă vă zic. și a zis vrei să-ți dau cu pumnul în cap că ea nu e violentă, e Laurențiu violent. Și astăzi făcea pe bombardiera. Fără Lorena și Laurențiu, emisiunea nu are niciun farmec, corect. La ce Da, cum să nu? Nu Păi nu, mai merge spune și mie. emisiunea, rămâne pe loc. Apropo, Denis, pleacă și Laurențiu, spune-mi ce îți va place în emisiune, la cine te uiți, de cine îți V-a place? zis, m-am uitat acum pentru dumneavoastră, ca să fiu la punct cu subiectele, dar eu din sezonul viitor nu mai mă uit veci. Așa Da, e, Denis. Vă Bianca mulțumesc frumos, doamna să-i dea Carmen. Mihaelei un pumn în cap. Da, Lucica, dar ea spune că e Laurențiu agresiv, violent. Păi ea ca femeie ce Corect. e? Aduceți-vă aminte că de asta încep să-i dau dreptate lui Sorin. Nicoleta cum a venit? Mi-a fost frică de ea că a trântit ușa aia și a venit spre mine. De a zis Sorin că îi împletește părul. Că a vrut să dea Ei. în Nicoleta. Și atunci Sorin mi-a spus, încearcă-te că-ți împletesc părul. Și eu am făcut, ha, tu ca bărbat să te duci să împletești părul. Dar acum văd ce-i poate pielea Biancăi. Nu cred că este așa agresivă, că la cât a fost ea de jignită și mai ales, nu cred eu că, Mai, păi e frică. L-a invitat-o nu. Kinga în ring. E frică. A zis că ea nu se Pe bate. cine? Și Kinga, pe Păi, cine m-a invitat? A invitat pe Roxana Țuțu, care a câștigat cu arbitru, eu am văzut meciul. da, și eu l-am văzut.
Păi și atunci a mușcat-o pe aia de mână, a luat-o de cap, a tras tricoul după ea. De ce i-a zis asta Roxana acum să-i dea revanșa și nu mai vrea? Da, dar nu e vorba de Roxana și de Kinga, e vorba de Bianca Oricum, că. eu vreau să văd miercuri seara, vreau să văd pe Iancu, să văd dacă ia centura. Cu cine se bate ea? Cu George Zănoagă, cu fratele lui Alex. Bravo, n-am știut. A? Da, Bianca bate. E Cornel Păsat cu Valentin Drăghia? Deja nu, gata, nu mai cunosc. Grasii Cum ne cunosc. cunoașteți? Nu știți pe Cornel Păsat? Ăla de la Flamingo Boys. Ăla care a fost cu aia lui Roman. Așa, doamna. Da, Așa, da, da. să Dăm vă spun femei, așa dar mai cunosc. nu bărbați. Nu, E n-ar. Alexandra cu Denisa Despa. Aha, da. Cristian Marinescu cu un băiat din București. Da. Numai personalități. Să fie sănătoși, dar eu vorbeam de Bianca care a terorizat sezonul ăsta. Mulțumesc frumos, Milea. Nu o bate Kinga pe Bianca, stați liniștiți. N-o bate Kinga Mama, pe Bianca? abia aștept meciul poimine seară, că ce s-au luat la ceartă și ce a zis aia Alexandra că face când i-o dat Despa un pumn, nu știți pe Denisa Despa. Da. Și cu cine Abia se bate aștept meciul. Alexandra din Puterea Dragostei? Da. Păi a văzut că s-a bătut cu Drus și a să intre și ea acum. No, 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 no. Sunt prea jos. Sunteți de acord că Bianca este leșinată după. Da, are. Toate. Lasă că Lorena iese afară. Gabi, Gabriela, dacă tu te bucuri, înseamnă că ești ursoaică. Ești ursoaică, mă, ești urs, mă. Corect, adevărat. Ce, Denis, tu ești urs? Denis, ești urs? Așa, Vezi cine că mai rămâi se bate fără un pic? coadă. Da. Acum mi-a venit! Deci astea sunt ursoaice. Măi, dar voi nu știți că ursul rămâne fără coadă? Că-i păcălit de vulpe? Și Da, știți tigru, cine va uite, fi eu am zis vulpea? mai vreme. Știți cine va fi vulpea? Biancăi. Nici prin cap nu mă trece. Vulpea șireată. Cine va fi? Hai! Vulpea ei? Da. Dintre fete? Tot ce ține, ca să-i bine. Depinde. Știi cine e? Șefa. Manta. Denis e al meu, bine, Crina. Cum? Șefa? Șefa Bine, numărul. doamna Laura, dacă nu fi sezonul viitor, să vă uitați la ea cum moderează emisiunea, să vedeți. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Păi intrăm în grevă. Deci dacă nu vor să ne vadă la Canal T. Doamne, zici dacă aude grască să mă duc la Canal T. Mai râdem și noi, mai glumim. Nu cred eu că o să faci așa ceva, da. Mai facem așa un pic de caterincă. Roxana, da, cu se mai ferească, să nu-l mai pomeni. Apropo, sărbătoriți acum Mai e și să. băiatul ăla, Lucky, de joacă în clanul, e cu fachirul din Periș. Ce ziceți, doamna Violeta cere Laur să o vot. Haideți să nu mai punem presiune pe ei și să-i lăsăm, că știu ei mai bine ce au de făcut. Și până nu o să-l vedem noi personal cu ochii noștri, să nu mai punem pe doamna Violeta într-o situație urâtă. Am văzut și eu secvența asta. Ferească Poate Dumnezeu că ei să doamna văd și Laura pe poate masă. nu a fost Ce atentă, că era cu anume copilul. ăla? O zis Mihaela că Bianca astăzi o imita pe Lorena și Mantea râdea. Mihaela, că a invitat, că n-a invitat-o Bianca. Păi Bianca n-ați văzut că a spus bine Mihaela și a spus bine doamnei Mantea. Păi ce face Bianca asta? Dacă eu mă cer cu ea, nu mai lasă nicio fată să vorbească cu mine?
Păi chiar Nu e. e neapărat acolo la să vorbească cu el, Nu poate nu cred că simte nevoia fetele să vorbească cu e el. purcea cu șorici de la Păi dar nu bătrâni. înțeleg, pe cuvântul meu Înțeleg de onoare, că e o dacă lecție. înțeleg. Deci nu înțeleg, s-au făcut praf în emisiune, Lorena cu Mihaela pentru Robert, iar acum ele sunt prietene. Păi nu înțeleg, serios nu înțeleg. Cine? Cine? Lorena Stai cu așa că n-am Mihaela. înțeles. Păi de ce? Hai, de ce s-au împrietenit? Păi nu s-au certat pentru Robert. Păi da, și ia o logic. De ce? Și a Păi, venit ea. nu, vezi că nu, ia o logic, logic. De ce s-au împrietenit? Robert dă în Mihaela, Bianca dă în Mihaela și în Lorena și nu-i normal să se asocieze amândouă și să se compătimească una pe alta. Păi uite, Păi fată, ce-și atunci. face ție Robert mi-a făcut și mie când am intrat în Păi casă și în aeroport. atunci de ce Nu mi-ai e normal băgat vina să lui Robert că s-a prietenit cu asta? înțeleagă. Păi și Sunt nu e aceeași demagogie. variantă Robert cu Bianca? Ce anume? Robert și Bianca, Nu de ce este să se aceeași împietenească? variantă. Păi de ce să se împietenească? Ia spune-mi, care e motivul să se împietenească decât final? Altceva ce ar mai fi? Dar Bianca, asta, Lorena cu Mihaela, normal că au fost atacate amândouă de Robert, amândouă atacate de Bianca. Nu e normal să fie împreună. E ceva logic, la Nu mintea sunt cum o. prietene, nu sunt mari, nu sunt prietene, doar bârfesc peste tot unde se prind. Care sunt bârfele? Păi mai mult Pe ca cum, Cristina nu bârfește dragă, niciuna i-a din spus bârfe. și astăzi, i-a zis și Deci astăzi că mai uite, mult ca Cristi Nuca nu bârfește nimeni. am vorbit cu Lorena pe canapea și după aia a zis, hai să vă spun să nu mai vedeți materialul. Ce Mihaela a vorbit știu, cu înțeleg. Lorena? Ce a vorbit cu Dar Lorena? nu mai știu ce a zis atunci, că de aia s-a prins Bianca. Uite, mă faci de mă uit chiar la emisiune, dar mi-am notat eu aici. Cristi Nuca bârfește pe toată lumea. Cristi Nuca bârfește dacă stă cu Bianca, e prietenă cu Bianca, le bârfește pe astea, când se împrietenește cu A vorbit de Mihaela și. Catinca ceva, dar uitați când scrie aici în chat, a vorbit de Catinca, nu mai știu ce a zis. Păi și nu-i normal Mihaela să vorbească de Catinca acum, serios? Păi de Serios, ce pe se bun. vorbește de ca... Păi cum Păi dar adică cine... îmi spui că îți place de Cosmin și ai plâns 2 săptămâni după Cosmin, de nu se mai înțelegea Așa? nimic cu nimeni cu ea, zicei care copii în plasament, așa plângea. Așa? Și acum Da? vede că spui, eu te-am plăcut pe tine, Robert, de prima dată, eu pentru Cosmin n-am avut nimic. Păi nu te face cu cap? Păi ce rima asta, când spune adevărul? Păi o Asta joacă frumos. o fac? O joacă frumos. O joacă frumos? Nu, e falsă ca Tinca, e falsă și să încurcă în minciuni. Și îți spun eu că băieții o să spună, bă, fetiță, tu ce faci aici? Tu te joci bambilici așa, când cu unul, când cu altul. Spuneai de Cosmin, dar de fapt tu ești aia care te joci. Și ca să vă spun eu adevărat, ea n-are nicio treabă cu Casa Iubirii. Ea se gândește tot la ăla care s-a tatuat și a plecat și Păi nimeni mult. nu are treabă cu Casa Iubirii decât pentru bani, follow și Catinca, sub nicio formă. Catinca, popularitate. nu o să o vedeți niciodată pe Catinca cu unul ca Robert, nu o să o vedeți pe Catinca cu unul ca Cosmin. Ce dumne? Chiar nu ne dăm și noi seama ce fel de femeie e. Ianoș, Dar l-am da, înțeles. fecioară, așa Mama este. Catinca l-a sunat pe Robert. Să Robert lăsați mâine încearcă să o acolo împace pe de la Mihaela lui. în camera Deci roșie. Păi... Dar de unde Trebuie știi să tu, Ianoș, că vorbim. Robert încearcă mâine să o împace pe Mihaela cu Bună Bianca? seara, Georgeta! Doruleț! Știi tu ceva? Bună Catinca seara, doamna trebuie să Georgeta. gândească că s-a întrebări după date. Ar trebui să gândească ce să răspundă la întrebările după date. Catinca nu știe cum să fie mai falsă și o învață Bianca și va muri exact ca Patricia. Pe mâna Biancăi. Că Da, Bianca de capul meu, mamă, idei. ce live am văzut aseară, doamna Laura era Patri cu tatăl ei A, și cu nu. cine era, cu Marinel. Vai, ce am putut să văd acolo, jur, dacă nu, că i-a zis Nona că
Tu ești șmecheră numai pe tastatură și în fața mea tremur ceva de genul și a intrat taică-s-o. Mamă, 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 bă, dar de unde atât tupeu pe copiii ăsta? Și Marinela a ținut cu Patricia acolo, chiar nu m-am așteptat, să știți. Păi da, stai puțin, Denis, acum iau o logică. A zis Ce Marinel că are atâta poate, Patricia ce poți să, ce puteți să-i cu... faceți? Nu, ce are Patricia cu Nona? Te întreb și eu pe tine. Ce treabă are Patricia cu Nona? Dar să-mi spui să fii Păi da, sincer. ele de când au ieșit din casă, iubirii amândouă se certă într-una. De ce? Care e motivul? Știu ele, nu? Patrick, dar știi care e faza? Că Patrick... Nu, nu, nici gând. Dar Nu. ce? Patrie e bine unde este. Patrie a avut 7 colaborări până acum. Păi, da, spune-mi de ce Patricia se leagă de Nona? Că și în emisiune, de ce s-a legat de Nona? Ce a făcut Nona? Cine a început scandalul? Păi tocmai asta am zis, că de când au ieșit din emisiune se certă într-una. Cine a început scandalul? Și ce treabă are Patricia cu Nona? Care e motivul? Că Nona nu s-a legat de Patricia. Nu? Nona a fost cu ea la mall. Nona a spus decât o singură vorbă lui Marinel, care orice femeie o făcea, și a spus lui Marinel, ai grijă că nu e ceea ce crezi că e, de Patricia. Femeia a venit pentru Eu silicoane, nu a venit am să zis facă altceva, relație ați ca tu ai înțeles zis. cum doriți dumneavoastră. Păi, Păi nu știți subiect. Păi nu știți dumneavoastră de ce se ceartă. spune-mi ce. De ce? Păi cum nu știți care este? Că ea Pentru i-a ce ați fabricat zis ea în emisiune, pentru mai multe chestii, nu știu. Poate au și-au spus și altceva în privat. e istorie și da, oricum mi s-a părut Patricia că a vrut să intre cu bocanci în viața Nonei Ce și înseamnă știi cum bocanci? e, tot în viață se plătește. Tot în viață Corect? se Bine. plătește. Deci crede-mă Deci, ce-ți spun. normal. Crede-mă ce-ți spun. Patricia tot ce a făcut Nonei gratuit, Nona are că iubit. Nona nu i-a făcut Da. absolut Pe asta nimic. zic că își dorește să rămână însărcinată. Deci crede-mă că va plăti Patricia și nu spun de Patricia. Cine face rău voit? Băi, îți fac rău, că așa mi s-a năzărit mie, că uite, am poftit că tu ai bărbatul mai bănos. Da, uitați ce spune Marina. Serile trecute, tatăl Patriciei vorbeau foarte urât despre Nona, iar aseară Nona era E supărată pe tatăl Nonei. Da, urât divergențele ca lor. bărbat. E urât ca bărbat. A Patricia are o intrat mamă. să-și apere fiul. A intrat să-și Păi da, apere dar fiul, Patricia are da? o mamă. Patricia are o mamă. Mama trebuie să vorbească cu fetele. A, că se certa Patricia cu un bărbat, intra tatăl Patriciei. Dar atâta timp că se ceartă două femei, luați-o logic. Vine mama Patriciei, nu vine tatăl Patriciei. Și a zis doamna Violeta aici, doamna Laura, să fie posibil, o fi zis ceva Emma lui Patricia, ce vorbea Nona despre Nona ea. s-a împăcat pe live. Patrick și cu Nona, credeți-mă, nici ei nu cred. Nici ei nu cred. Nici Nona, nici Patrick. Dar iubirea lor va dăinui și că se va însura Patrick și va Da, face uitați, copii. au vorbit Și Nona la moldovencele fel. între ele, Nona Nona și... spune că tatăl taximetrist, așa educație i-a dat. Păi, scuzați-mă pe mine, ca să ajungi să spui vorbele astea, trebuie să ți să fi spus ceva urât. Păi da, doamna Laura, dar și ea face același lucru. Nona a vorbit cu Irina pe live de Patricia. Păi și Patricia ce făcea cu Bianca pe live? Ne mai aduceam aminte când se îmbătau și spuneau de Nona? Și multe. Carmen, Deci am Nona văzut. chiar a fost obraz subțire. Deci credem. Dacă eram mama Nonei și făcea fiicei mele așa ceva, ieșea urât. Urât rău. Pe bune. Și repet, dacă se ceartă Patricia cu Nona, nu intervine Vă tatăl rog, Patriciei. doamna Carmen. Intervine mama Patriciei. Da, nu Dacă știu, eu suntem. ce am văzut acolo, Patricia zicea, tati, nu mai zice nimic, te rog eu frumos, lasă un pa dă-i pace, cum zic ei în Ardeal, dă-i pace. Înseamnă că era șprițuit. Dacă Probabil, Patricia nu da, intră nu știu. la mor. Și era șprițuit și omul a intervenit că na. Da, nu se face așa, bărbătește.
Dar dacă și nona avea un tată, cum era? Ia gândiți-vă și la varianta asta. Dacă nona este Este cu urbană, altcineva, oameni buni, nu mai iar scrieți e aici în mulu. chat că nu se împacă cu nona. E, niciodată să nu spui niciodată. Și chiar dacă nu se împacă și peste 10 ani când se întâlnesc, vor fi. Am mai povestit eu cu doctorul și asistenta. Credem. Vocabularul Patriciei îl șterge toată frumusețea, categoric. Asta am spus de multe ori. Degeaba ești frumoasă Da. dacă în momentul când ai deschis gura, arunci omul la 5 metri. Se întâmplă femei foarte urâte să vorbească frumos și să se facă frumoase prin felul lor de a fi, prin comportament. Nona vorbește cu Irina pe live și au spus Am de văzut. Patrice că bârfește Nona și de acolo scandalul. Da, astea -s... Cum e băiețeală, e și bârfă între femei. Da, nu văd rostul tatălui. Că, repet, dacă și Nona avea tată, ce făcea? Patrick era rupt de beat la La lăutar. lăutar cu Ale. una ale, o Da, știi pe mi-a arătat și mie, Dani. da. Aventuri. Foarte urâtă a vorbit. Nu. Da. Deja pentru Sim. mine e istorie. Îmi pare rău de Nona că a intrat în situația asta și încă o dată se vede că când n-ai calitate, n-ai calitate. Când n-ai stofă, n-ai stofă. Cum să faci așa ceva? Cum? Stau și îmi imaginez eu, acum, dacă Mădălina mea se ceartă cu o femeie, niciodată soțul meu nu vine. Decât îmi spune Laura, vezi ce se întâmplă acolo. A, că se ia un băiat de fiică mea, atunci intervine el. Dar cum eu, ca bărbat, să mă duc eu să mă cert cu o prietenă de-a lui Fib? Dacă se ia un băiat de fiica dumneavoastră, Demnitatea de interveniți bărbat unde dumneavoastră. e? Ce spui? Dacă se ia un băiat de fiica dumneavoastră de modă, Intervine nu mă soțul așteptați meu? până vine șeful acasă, interveniți dumneavoastră. Nu, nu, că nu. Nu, nu, Nu? nu, nu. Eu am alte principii. Sigur? A, că sunt puști de ăștia mici, dar dacă e bărbat în toată firea, păi ce fac? Mă duc eu să mă cer cu bărbatul? Păi îmi spune al Nu. meu, femeie, ai pantaloni și eu nu știu? Asta îmi spune. Nu, puști, Pune-mi vă dați seama, nu. pantaloni, că îmi dau eu pantalonii jos și mi-au fusta ta. Deci al meu are vorbe de tesea, că nu trebuie să te înjure. Că te face de te fa simți cea mai A, deci asta la de ea, uitați că mi-a scris aici, mi-am adus aminte, da, vă mulțumesc frumos, doamna Sonia, că a făcut-o păpușa Ceachi pe live, de asta s-a luat de ea tatăl lui Patri de Nona. Nu contează. Sunt femei. Nu intervii tu, că repet, dacă nu avea tată, ce se întâmpla? Nu. Da, dar e urât să faci pe aia mică păpușa Ceachi, nu? Păi, aia mică n-a făcut și niște chestii. Nu sunt de acord. Te-am spus, am fată de seama lor, de seama nonei. Dar nu mi-ar conveni. Nu Babă mi-ar din conveni Dubai a sub nicio zis formă. în emisiune. Ce spui? Îmi spunea doamna, o doamnă aici că i-a zis baba din Dubai. Păi i-a zis în emisiune. Păi, și eu o spune mereu, dar baba e șmecher, baba. Că ea... Da, bine, nu mai vreau să vorbesc, că e prea jos nivelul. Dar Marinel nu se însurase? Măi, Marinele, dă-mi Nu. scură vena, ce cauți pe live, omule. Nu te însurase? Mi se pare mie sau mă înșel? Nu se însurase Marinel? Parcă îl văzusem cu Ba da, copac. era cu cineva, dar nu știu dacă mai este. În momentul ce stă pe live-uri cu fete, nu știu. Sunt. Postate live-urile. Da, nu că mă enervez când văd. E în pauză Marinelu. Ba da, e însurat. Păi și dacă e însurat, ce caută cu Duduia pe live? Băi, înnebunește lupul. Pe cuvântul meu, Eu n-am vă luat. zic dumneavoastră că dacă Marinel îi dădea vreo șansă lui Mihaela, nu mă ajunge la Robert. Dar Mihaela a plâns după Marinel. Despre ce vorbim? Mihaela, nu știi că îți spuneam eu, Nu, dacă nu le mai dai au pe plâns Mihaela, ai dat-o majoritatea pe... atunci. A plâns și Nona, și Emma, și Nona? Mihaela, toate. Hei, hei, Nona n-a plâns după Marinel. Marinel și eu nu sunt de Vă alea Nona.
Na, na, na. După Ionuț s-a greșit. Dar Ema a plâns după el, nu? Ema, Mihaela, Toate aia l-au. lantă, cum? Cum îl vor pe Laurențiu acum, așa l-au vrut pe Dar Marina. am primit de la Cristina, cineva că în gală Lorena nu Cristina, plânge. dacă. Și eu sunt Cristina. foarte curios să vedem când este eliminată, de ce nu plânge. Cine? Așa spunea cineva că Lorena nu va plânge în gala asta. Păi dacă e șoc. Lorena l-a vrut, normal. Lorena, Lorena, e șoc sau poate credea că e o glumă? Nu știu, stai să vedem. Nu ne mai dăm cu părerea până nu... Pe oare așa să fie că nu plânge? Eu nu cred. Și, hai, care ar fi explicația ta? De ce nu plânge? Nu știu, eu știu, rămâne Păi, fără ce reacție atunci, pe explicație? moment, abar nu am, nu știu ce să vă Eu zic, am o dar nu cred că... explicație. Ori e șocată, ori crede că e o glumă. Și de asta nu plânge. Părerea mea, fără să știu, fără să văd, fără nimic. Dar, logic, dacă era conștientă că pleacă definitiv, e imposibil să nu plângă. Ori a rămas șocată, ori nu credea că e o glumă. Păi stați puțin, și când o anunță? Anunță când spune că e egală cu eliminarea și că vor fi patru concurenți în Deni, s-a față sau cum? întâmplat, s-a întâmplat. Deci, vor fi propuși la eliminare în față Catinca, Robert, Catinca, Giulia și cu Cosmin? Cosmin e automat de fete propus. Giulia și Catinca nu știu cum ajung una din ele din față, tot de băieți propusă, și favoritul Radu pe Catinca, mai mult ca sigur. Cosmin și Giulia vor fi în față, Catinca e propusă de Radu ca a fost și data trecută, asta e logica mea, și nu o halește pe Catinca. Iar vine doamna Mantea și spune și din partea staffului, pentru că, zic eu, a încălcat regulamentul de mai multe ori, este propusă și Lorena. Și va ieși ăla care va avea voturile cele mai puține și vezi, doamne, Lorena ar avea voturile cele mai puține. Din punctul meu de vedere, sunt două ilegalități majore. Nu cred În așa primul ceva. rând, cum să o scoți la eliminare ca donat în condițiile în care toți donează? Deci toți, Giulia a spus gala asta și a Păi spus da, a spus aseară doamna regulamentul, n-a Laura că primit nu m-a... nicio Doamna Laura, sancțiune. păi, a zis Nicio doamna Andreea sancțiune. aseară că nu m-au voie să doneze. Nu a zis Și, așa. păi, în A gală, zis... nu. Încalci regulamentul. Atât. Și n-a primit nici măcar o avertizare, o sancțiune. Și la o săptămână, următoarea gală, 4 zile, că așa se de luni până joi. Deci la Așa. 4 zile dă Lorena iubitului și e descalificat, Dar nu eliminat. are voie. Dar nu are voie. Bine, și până acum? Cum s-a Până ajuns la acum a avut voie, eliminare? dar dacă i s-a spus aseară în gală că încălcați regulamentul, aveți N-a mare spus. grijă. Păi nu aveți grijă. Giulia, încalci regulamentul. Atât. Dar Robert și cu Bianca nu încalcă regulamentul. Sincer. De unde știu ăștia tot ce se întâmplă cu gașca lor, Dan Andrei? Când s-a împăcat Bianca cu Robert? Nu că vorbesc la Mamă, iar telefon. mă luați cu asta, când s-a împăcat? V-am spus când s-a... Păi, când? Când am auzit? Când a luat-o Robert în brață pe Bianca. Bă, să te atragi atunci s-a împăcat? Nu Păi cumva, nu? nu cumva trebuia să se împace și el a spus hai să fii prietenă. De atunci era o strategie în capul lor? Măi, Denis, păi când vreodată accepta el să vorbească cu Bianca? Dar aminte Dar să o de ia ce nu? în brațe, aminte să o pună și pe Mihaela, ia-o și pe asta în brațe. Păi mi-aduc aminte că Lorena, vorbeam cu uite, dumneavoastră și acolo îmi spunea dau scopet. seama. Bravo, de la vlogul ăla îmi dau seama că am rămas eu șocată. Zic, ia uitați-vă, bă, ăsta o pune și pe Mihaela să o ia în brațe. Bă, dar strategie bună aveți. Păi Gata. atunci a fost toată discuția. Păi, da, erau prieteni, că Bianca râdea. El râdea la Bianca. Deci când s-au împrietenit? Ei Când? erau prieteni atunci când el a luat-o în brațe pe ea și a vrut ca să o pace pe Mihaela cu ea. Așa, vino pe teritoriu. Așa. Așa.
Și când? Un păcat. Când? Că erau dușmani de moarte. Păi nu, știu, eu știu. O Păi, și săptămână în atunci, urmă, și nu? o eliminăm pe asta ca donat. N-a vorbit, n-a făcut nimic, decât ca donat. Păi și pe ăștia care fac strategii și vorbesc la telefon seara de seară, cum facem? Pe ăștia îi ținem în Nu știu, casă. doamna Păi Laura, nu-i că sunt foarte discriminare multe, față. păi, Romul sunt foarte Siguldara să multe câștige premiul cel discuții. mare, Radu a câștigat cecuri 16, ce? Crișan să câștige ăla care iubește, nu falși și mincinoși. Că să dea dracii dacă sezonul ăsta Eu nu n-a fost înțeleg de bun. unde știu ăștia, că v-am mai spus că Radu are 14 cecuri până acum și trebuie să mai ia 6 să facă 20 și atunci se închide emisiunea, se termină emisiunea. Cred că este adevărat că din ce Da. am văzut eu să face reclamă pentru casting, am văzut-o pe doamna Andreea Mantea într-o rochie și cam așa s-a întâmplat și sezonul trecut, când a apărut la Păi da, dar televizor cu era caravana aproape au de final. plecat de prin septembrie, august, au plecat cu caravana. Păi Nu. nu? Iunie, nu septembrie. Ce Da, septembrie? ceva de genul, când o luase ratingul jos și de asta Laurențiu a ridicat. Și n-au mai, că de atunci Bravo. au să închidă sezonul. Dar a ridicat iar Laurențiu. Când a plecat Patrick. Atunci scăzuse și atunci La ce Laurențiu. te referi, doamna Armanu? Mai fumați mult, că m-ați terorizat. Ce-i dragă, două țigări? Păi până acum, dacă nu stăteam pe live, cred că aveam 7-8. Aoleu. Păi nu, că mai e până mai târziu. Păi nu mai Asta. gata, cum asta mult, e 11, 12 jumate. Deci era 1 jumate. Laurențiu trebuie dat afară, nu Lori. Nu, Lori. Lili, dacă tot vroia, amândoi au încălcat regulamentul, da? Păi o seară înainte încalcă Cu Laurențiu și nu caravana vede nimeni. vieții, da, Crina, așa Și a este. doua seară vezi decât pe Lorena. De ce? De ce nu La iei ce vă descrie? referiți când s-a făcut manevră? Fiți mai explicită, doamna Gabriela, vă rog frumos. Păi, manevre s-au făcut foarte multe, dacă mă întrebați pe mine. S-a făcut manevră. Corect. S-a căutat să iasă decât Lorena ca să fie Laurențiu în sezonul 3. Exact ce s-a întâmplat cu Patrick și Nora. Ei au făcut două poze sezonul trecut, i-a prins făcând două poze la mare în sezonul trecut și că a pierdut aia trenul și au fost Foarte descalificați. plăcută, dragii mei. Mulțumim frumos, Dobreanu, Elena. Doamna Dobreanu, vă mulțumim frumos, seară frumoasă. Cristian și cu Ștefania au fost descalificați că a pierdut trenul la Constanța. Corect, și acolo a fost chiar Păi, un despre abuz ce din partea. vorbim? Da, am înțeles Aia că. iar la fel, dacă vă aduceți aminte, cum o chema pe aia? Nu Ildico, un guraie ca aia. Ba Ildico, cum o chema? Prima cu Mihai. Iolanda, Iolanda, pardon, cu Iolanda, Mihai. Iar la Iolanda. fel. No, aia și-a meritat-o pe deplin. Păi cum te cuști cu doi bărbați la Casa Iubirii și cu al treilea te cuști cu Mihai? Nu erau nici Păi două și noi săptămâni. putem să știm ce fac ăștia unde nu sunt filmați? Păi dacă ea avea gagic. Avea, păi și... Păi ai gagic și vii de misiune, cum a fost și aia care a bătut-o. Cum Păi o poate cheamă? și Cosmin are, dacă nu vrea nimica cu Giulia, nu? Eu l-am bănuit pe Cosmin. Păi Băi, nu. vedeți? L-am bănuit foarte tare. Păi te joci așa de-a dragostea și Catinca la fel. Catinca. Adică ai... Giulia Are e efectul fiartă, în altă e parte. fiartă după el, că am văzut-o și astăzi pe live, cum îi dădea cineva replică, cum avea niște replici din alea acide, rău de tot. La ce? Îi aduce papicioaie, îi aduce pernă, îi aduce și el n-are nicio treabă cu ea. A, se pare că vor face. A, cuplu de emisiune sau ce? Așa, vezi că știi. Se Da, pare că cât... Metin a filmat atunci când Lorena a donat lui Laurențiu, dar Metin de ce n-a filmat și cu o seară înainte când a dat Dar nu l-am Laurențiu mai și când văzut le-au pe dat Metin, toți? să... el aducea cutiile astea și eu nu l-am mai văzut pe Metin. Da. Păi, da, dacă suntem corecți, păi hai să fim corecți până la capăt. Aplicăm o pedeapsă doar la cine ne convine Dar și vă cum dați seama acum ne convine. că dacă o elimină pentru fapta asta, pentru ce a făcut pe Lorena, vă dați seama că de acum înainte vor fi și ăștia mult mai precauți cu live-urile și E, tot ceea hai, ce vorbesc e, eu. hai.
Păi dacă eu am auzit că Bianca se ceartă săptămâna asta cu doamna Mantea, și în emisiune, și în spatele camerelor, cum facem? Că se ceartă cu doamna Mantea? Rău! Așa Eu mi nu s-a spus. cred așa. Eu nu Deci cred îți așa spun ceva. că așa mi s-a spus. De Eu nu către... cred așa ceva, că oricum ar fi, dacă e să o ține cineva în brațe sau asta în mână, n-are cum așa ceva. Îi spune moderatoarea imediat să părăsească emisiunea, despre ce vorbim? Păi, ce, n-ai mai văzut-o Ah, pe că poate Bianca? este un joc între ei și să facă rating e Da. partea a Nu, doua, dar stai, nu că și-ar permite. Denis, n-ai mai văzut-o pe Bianca să o sictirească pe, și să o ironizeze pe doamna Mantea? Bine, puțin, dar nici... Păi, dar Odată iese... cu, odată Păi, cu ce e baia Andreea din Mantea? final? Păi, Iese odată cu... moldoveanca din Andreea Mantea imediat. Păi, e fecioară. Și fecioarele te lasă, te lasă. Eu ce Da. v-am zis? Nu Eu cred așa ceva, că o pune imediat la mă punct. tanți pe coadă, cum vrei, dar fii atent că pasul meu e direct pe cap. Păi, eu ce vă zic? Nu cred așa ceva. A, că poate este jocul ăsta între ei Păi să facă ca și cum să... nu știu cât de adevărat e, dar eu dacă o văd pe doamna Mantea, îmi dau seama imediat. Deci fii atent, prima dată a fost atunci cu baia, cu Nona, când doamna Mantea s-a întors din drum când voia să plece. Și s-a întors de, Știu, când s-a știu, dus știu. Nona spre Bianca, Da, știu. crezând că Nona o să dea în Bianca, dar Nona nu avea nici în gând de așa ceva. Și a spus nu părăsește nimeni casa și Bianca a făcut etena, vreau să mă duc la baie, ceva de genul. Eu mă duc la baie, nu mă interesează. Deci, Asta odată... e una, doamnă, dacă a să calci, se calci ei demnitatea de femeie în picioare, eu nu cred așa Și ceva. faza cu mâna. Hai, mă lăsați, ce exemple sunt astea? Păi, ce facem, mă? Păi Voi ceva niște... de genul, dar nu ceva mai mult. Asta v-am zis. Nu cred așa Și ceva. Păi mi s-a mai adus ales la în spatele conștiință. păi Stai mai ales în puțin. spatele camerei. Pe cine îi permite? Nu Denis, cred așa. Denis, cine a spus că Catinca va spune că nu l-a iubit, că n-a simțit nimic pentru Cosmin și că îl place pe Robert? Eu am spus. Da, dumneavoastră a spus, da. Adevărat. Eu cred că S-a acum... întâmplat? Eu cred că acum S-a vor ieși întâmplat? mult mai multe la iveală și săptămâna asta. V-am spus Eu că cred că Catinca are Micaela. ceva. Eu cred că Denis, Catinca are Denis, ceva în dacă telefon mâine leșină, pentru. dacă mâine auzim că îi se face rău Mihaelei, e a doua situație care mi s-a spus. Și a treia e Doamne, ferească! Îi se face rău, de ce? când vede date-ul. Așa mi s-a spus că leșină. Păi n-a văzut astăzi și așa era făcută praf. A Nu l-a fost văzut decât astăzi. secvențe. Decât. Păi un pic. Da, dar mâine se dă tot date-ul. Dar și 20 ce de să mă duc? A luat-o ăla în brațe pe Catinca. Și se pare că Mihaela leșină. Da, păi crize de asta de... Nu neapărat de gelozie, de iubire. Orgoliu. Orgoliu de femeie care e mai puternic ca orice. Păi ți-ai bătut joc de mine, te-am acceptat Noapte cu bună, toate doamna Violeta ifosele tale Sărona. și... Doamna Laura, o seară frumoasă, să aveți o noapte bună. Și acum ce faci? Te dai cu cine? Cu asta care spune că nu suporți femeile tatuate. Și credeți-mă că Normal că mama Mihaela lui este Robert, ceva. acum a citit-o, păi nu o lasă pe Catinca nici preșul de la ușă să-i calce. Eu cred că le pregătește ceva fetele astea, și lui Mihaela, și lui Lorena. Nu știu, eu am așa o presimțire, n-am vorbit cu nimeni, vă spun sincer, cu mâna pe Biblie, Nu, jur, n-am nu vorbit cu nimeni, cred. dar eu cred că Catinca o are la mână cu ceva pe Lorena grav de tot. Nu Și va cred. da lui Bianca și Bianca toarnă, că ea, vă dați seama că ea spune imediat. Nu cred. Cred că mai repede eu cu acelui Radu. Eu așa Cine? spun. Bianca. Pă, asta Oh, a bravo! eliminat-o pe Lorena, a scăpat de ea din teren. Da, Crina, eu așa am tras Și o concluzie, că e fetele... următorul atac va fi spre Radu. Eu așa cred. Asta îmi spune O să mie. fie spre Radu, nu zic eu că nu, dar eu Iar cred cu că e Mihaela fetele e mai astea... greu, că o vrea Mantea pe Mihaela în emisiune. Nu e adevărat. Cu Mihaela, de Mihaela încă mai au nevoie. Bianca, De dacă ea ce cu va fi scoasă la eliminare. Nu mai e timp, Lorena pleacă. Păi, săptămâna asta o face preș până pleacă. Până duminică o face preș. Dai seama cât hate-și ea? Ești Vă dați conștient? seama că...
Ești conștient că și-a luat Bianca un hate de Păi n-ați pic. auzit ce a zis Radu astăzi, că nu, când se, mai un pic Bianca se termină Constantin. emisiunea și Corect, va fi Radu. nu Vale. dorme cu hate un pat sau nu îi pune hate-ul la masă. N-ați auzit că a zis destul de clar. Hai, le o frică de hate, că dacă nu le era frică, știi ce făceau acolo? Dar le o frică fapt că Bianca, până să intre cu Dan Andrei, nici nu-și mai dădea drumul la comentarii. Dar uite că acum a călcat strâmb cu Lorena. Pentru Acum ia așa că prea cu grup privat, că dacă intră live cu toată lumea, o jură toată lumea. E josnică. Deja ia sunteți hate că conștienți că sunteți am ați fost înțeles că dumneavoastră pe la sunteți inteligentă clienți o când i-a grămadă zis Robert de Mihaela că tu să-i spui la admina ta să nu mă mai facă pe mine praf, adică sunteți conștiente că de dumneavoastră a zis, nu? nu de mine. Ba da. De mine. Dacă o fi zis de mine, sunt și alamanică. Eu nu sunt admina nimănui. Ba, ei, dar nu Eu sunt putea să zică admina mea. doamna care face vloguri, era normal, Nu, nu? nu, nu. Ba Poate se referea da. de Păi da, Mădina. N-a spus de nu, Mădina. n-are nicio treabă cu Mădălina, nu, pe A, înseamnă dumneavoastră. că e bătută în cap dacă ea crede că eu voi fi admina cuiva vreodată. Niciodată în viața mea eu sunt decât admina mea. Știi cum scriu ăștia? Am văzut la De profil. Sunt dumneavoastră a zis, sută șeful, mii. patronul meu. Părerea dumneavoastră va pleca la ur după Lorena. Nu pot să-mi dau cu părerea până nu-l văd luni, marți în emisiune cum... Așa nu Păi de știu. ce vă este frică? Dați așa un La câți i-a pronostic. schimbat, nu mai vrea niciunul. Bianca a găsit și ea prostul. Dar ăsta a venit Kitty de acasă. N-ați văzut că Ionică, de cum l-am văzut, am spus. Ăsta a venit cu lecțiile învățate și replicile lui Sorin le știe tot. Vorbea cu Bianca Doamne, de Mihai, casă, eu din Sorina punctul meu de mișcase, vedere, eu fiind spun. închiriată, vorbea de dulap. Exact ce vorbea Sorin. De ce nu se Eu descoperă cred de că nu este cine concurent dă de acolo în informații de care. casă? Mihail, tu crezi că nu știu? Știu destul de bine staff. Și Știe cine destul de credeți bine. dumneavoastră că ar fi? Robert. Robert Nu. și mai dă și picanterii biencuța acum, că na, trebuie No. să o mai laude, Nu, no, dar nu e e adevărat. bandită. Nu. No. Nu E no, e adevărat. bandită, dă așa, câte puțin, nu dă tot. No. Dar Robert... Eu zic că Radu toarnă tot la producție. La producție, da. La producție, da. Radu. Uite, și crimea e Dar pe Dan Andrei, sentimentul Robert. meu. Mersi Robert frumos, te spune pup. tot. Corect. Păi uitați-vă că replicile pe care le spune Dan Andrei le găsiți la Radu, la Robert. Și Dan Andrei nu dă nimic de rău de Robert. Sau de Norocul lor, știți care este? Că Radu nu stă la hotel, că dacă stătea la hotel, îi făcea praf. pe cine? Pe băieți. La ce mod Radu îi făcea pe băieți? Da. A, că cu sifoneală. Da. Da. Corect, Denis. Sunt multe de spus, dar Corect, doamna Laura. sunt prea multe de spus și o să mai aștept un pic să vedem cine a dat-o în gât Mihai, pe lor. nu, Lenuța, de unde știți dumneavoastră? Lenuța 27, Mihaela dă din casă. Eu am impresia și cred că aveți perfectă dreptate, pentru că am văzut că a luat-o puțin la bani mărunți Andrei acum și e cea că nu vreau să vă spun mai mult. Păi, dar la ce a luat-o bani mărunți? Că vorbește cu mama lui Robert, n-are nicio problemă. Care e problema? Acum nu mai are voie să vorbească nici cu mamele. Ce Păi Dumnezeu. nu știu dacă au voie. Au Nu? voie? Nu. Păi, dar normal că da. N-au voie. Cine ai voie să vorbești cu familia? Cum adică? Pe ce mama lui Ea Robert nici e familie acest lui? nu vorbea cu mama Larisei. Și... Mama asta, zic, cum, în familie, Mihaela era în familia lor? Păi, dar stai puțin, Larisa nu vorbea cu mama lui Ionuț? Stoica? Eu mi-aduc aminte că Păi vorbeau. lăsați, doamna Laura, ce a avut eu nu Stoica cu Larisa și în primul sezon și ce Și au ăștia? Mihaela cu Robert? Păi dacă mama lui Robert a dat comandă, ordin ca Robert să facă cuplu cu Mihaela și Robert nu a vrut-o sub nicio formă și el a făcut cuplu cu Mihaela
pentru că a fost constrâns de susținători de Dan Andrei și de Mihaela Chirteșiu și Păi de și mai... noastră, de ce credeți că i-a zis astăzi lui Catica că nu te vrea Robert? I-a zis din gelozie, din frustrare sau Nu, că că așa știe este, e cum a adevărat? făcut de la maică-s. Păi și o vrea pe ea? Da, Mamă, asta era prințesa mama în Oașului, nu mai vinovă că a găsiseră ăștia. vrut-o. Măi, Denis, nu cunoști tipologia. Pe cuvântul meu. Vai de mine, dacă... Pe cuvântul meu de Da. onoare, dacă tu cunoști tipologia, păi uite-te la mama lui Robert Așa? și poate înțelegi ce fel de femeie O și ce bună întrebare, onoare da. vrea. Doamna Laura, Păi da, cunoști femeie. imediat vă răspund, stați că am văzut un mesaj aici. Doamna Mariana 77 spune așa felul următor, 777. De unde știe Radu ce fac Așa. concurenții în timpul liber? Radu? A? Păi A, ce? ea Asta... spune... Stați așa, stați ca să o luăm logic. Ce știe Radu? Da, să intre sus, Păi să doamnă. intre doamna sus, chiar o rugăm frumos să intre sus. Ca să o luăm logic, să despicăm un Cum fir. a zis că o Mama cheamă? lui Robert intră pe live la Mihaela. Corect, și eu am Mama auzit. lui Robert a fost și cu doamna Laura în gazdă și n-a știut cine este. Da. A fost Nu. doamna Mia, a fost doamna Laura și încă o doamnă, nu? Olimpia, e bătrânica care a trimis ciocolate. Nu Olimpia, lăsați-o pe Olimpia. A fost doamna Laura, doamna Mia Claudia, da? Nu mai știu. Și de ce nu mi-a zis? Ce să Trebuia vă să fie zică? afirmată și să spună, sunt mama lui Robert. Păi n-ați Simplu. zis nimic că ați luat dumneavoastră, că ați dat în română și v-au ieșit. Asta e, pe ce vrei? Vrei să schimb părerea? Nu, eu nu sunt genul de femeie Da, să Mihaela, am mă înțeles dau acum că loc. au voie. Este pus de mantea să-i urmărească. Da, Bibi, corect, dar să-i urmărească pe toți. Și să nu pedepsească doar pe unul. Că nu e deontologic. Vorbiți prostii, Mihaela, e o doamnă față de Robert. Dar ce ai înțeles, Ilie? Ce Ce ai înțeles? doamnă este față de Robert? Ce doamnă este Mihaela față de Robert? Stai puțin. Ai vrea să fie și Robert doamnă? Doamne ferească mă Dumnezeu, Eu ce nu știu doamnă cine este? este Ilie. Că l-a făcut proape unde l-a prins. Ba că nu știe să La ultimă sărute, ba vreme că... chiar sunt îndrăgostiți de ce au eliminat-o. Că așa a vrut Biencuța. Robert nu poate fi doamnă. Doamna Laura, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră aici, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Și dacă ar fi mers seara staff cu ăla, cu filmulețul, cum spuneți dumneavoastră, cu înregistrarea, dar live-urile astea sunt înregistrate, vede milioane de telespectatori, credeți că numai Bianca putea să o filmeze pe Lorena? Ținând cont că toți telespectatorii mi-au spus că a văzut-o pe Bianca cum făcea Păi că screenshot-urile. unde au văzut ei? Ar trebui să-mi văd pe live-ul lui când s-a donat atunci ca să vezi pe cineva că filmează, ascultați-mă pe mine. Denis, Eu dacă nu eu știu ce am un faceți telefon acum dumneavoastră. în mână, mi-au înveți blițul? Cum? Dacă eu am un telefon acum, înveți blițul? Pe ce neapărat trebuie să facă cu blitz? Vezi că am telefon, da? Cine știe cum, dacă eu îți spun acum telefonul ăsta, vezi ce am eu pe masă, da? Păi și dacă Da. toți spun că are două telefoane și că s-a văzut când s-a făcut poza și că Bianca nu o suportă pe Lorena, nu-i logică i-a adus? Păi Eu ia, că să sunt fii supoziții eliminat. ce spune Mihail aici, că se vedea telefonul. Ba iurea. Păi, fără să-și dea seama, disperată, repede să prindă, nu și-a mai dat seama. Era un meci Lorena și Bianca. Vrei să-ți spun ceva? Eu am făcut live ieri pe YouTube. Am văzut acum, pe seară am văzut, da. Și Păi nu m-ați pentru anunțat și bine că faceți live. am postat. Și pentru că nu știu, s-a terminat live-ul și am făcut proba, cum se spune. Și când m-am văzut că era, mă pieptăna, mă aranjam, na, să nu fiu zbârlită, zic, ia Ce uitați-vă ce am nu pus. știați?
Dar bine că alea au rămas, le-a pus Dani nelistate. Și dacă mă vedeai ce țipam și umblam, dar de ce nu mi-am dat seama? Așa și Bianca, pac! Nu și-a dat seama că au văzut-o telespectatorii. Nu cred. Pentru că Mamă. Bianca este dușmanca ei, numărul unu, Lorena, e logic, nu? De ce cu o seară înainte Laurențiu n-a fost filmat? Dar sincer, eu nu le înțeleg pe bune. Se ceartă în emisiune și după aia vii și faci meciuri împreună. Păi banii. Pe banii, păi. Băi, Și nu e teatru atunci. câți Și bani nu e câștigă? teatru. Păi este teatru, asta o spunem de mult. Vezi, vezi, și atunci cum să mai avem încredere în ei? E teatru pe bune. Dar sunt situații când cu adevărat se ceartă pe bune și au dușmănie pe bune. Iar Bianca s-a văzut. Bianca să dea dracii dacă nu se vede pe fața ei când are răutate maximă. Mă uitam astăzi la ea, deci pe cuvântul meu de onoare, dacă nu mi-am făcut cruce. Și am zis, frate, Nu o dați-a să ea. le dea Marina nimic, absolut nimic, că ăsta a fost Laura timpul lui a dat Laurențiu. un zâmbet și când a fost la hotel, tot el a spus-o. Păi da, el s-a dus ca să nu ajungă alții și să iei be la mână. Gen Alexandru de ăsta, George și cu Eu Irina. cred că, exact cum a spus Catinca, dacă a fost atentă astăzi seara, a zis în felul următor, dacă s-ar pune camerele la noi în cameră, ar fi jihad. Păi vă dați seama ce vorbesc ele acolo? Exact, monosește fața. Dar ascultă-mă că vorbești, că toți bârfim, care zice că nu bârfește minte cu nerușinare, pe bune. Și la muncă te duci și găsești pe șeful care, nu știu, pandaliile, că un angajat nu știu cum face sau un coleg de-al nostru. Ăsta e om. Mă Știți uit cum la... v-am zis eu mai de mult, așa, mai vreo 2 săptămâni în urmă, v-am zis pe următor că Lorena n-a avut nicio treabă cu Laurențiu și l-a luat numai în ciuda lui Bianca? Păi s-a întors roata, dacă se dumneavoastră spuneți că a filmat-o Bianca, i-a arătat că, uite, o fată, că nu rămâi nici tu cu el. Da, ți se Zic pare. și eu acum, na, nu știu Păi oricum da. cum. Da, mai mult ca sigur asta a făcut. Mai mult ca sigur că aici, da, Înțelegeți, chiar nu? e meritul. Că Bianca ți-am Da, stai spus, că chiar. Bianca este genul ăla, ori ca mine, ori te omor. Ori mă iei pe mine, ori te omor. Deci Bianca de câte ori va prinde ocazia să-l distrugă pe Laurențiu, nu stă la discuții. Nu mai vrut? E, stai că te omor pe bun. Ea, de fapt, acum a lucrat cu mantă. A lovit-o și pe Lorena să-i demonstreze că e șmecheră Pe și amândoi l-a a lovit lovit, și pe pe Laurențiu. amândoi. E același sentiment pe care l-a avut Patrick când a părăsit nona Casa Iubirii. Chiorchiș Vasili. Cine e? Îți spune ceva? Nu știu de ce. Era în bară. Ah. Bă, dar Marta punea presiune pe Laurențu să tot o ceară de iubită pe Lorena. Da. Păi Și asta. probabil că așa i s-a promis când nu i-a eliminat din casă. Când nu i-a descalificat atunci când au fost la hotel la 3 dimineața. Și era normal că trebuia să facă ceva, nu? Păi da, dacă trebuia să-i descalifica patru odată. Da, dar Mantea putea presa pe Laur să tot o ceară de iubită. Da, eu cred Punea că dacă e presiune pe ora. Laurențiu, vrea să zică. Da, mai Denis, da. Acum să mă ierte Dumnezeu. Suntem oameni maturi. Din moment ce mă duc la date, cum a spus și Laurențiu, mă duc la date, mă vezi că mă pup cu ea toată ziua. Date de noapte. Și vrei să iei iubita mea. Rușinos. Apropo, tu când găsești câte o fată și îți place de ea și te cuplezi cu ea, te duci și spui, vrei să fii iubita mea? Eu, Păi, unul sincer, vă jur, în a zis general, că nu pot mai să țină spune. cu forța. Păi eu, dacă aș fi fost în locul lui Laurențiu, eu plecam imediat, o eliminați pe ea, plec și eu acum cu ea de mână. Corect, corect. Și eu făceam la fel. De ce ați descalificat-o? Că, cum a făcut asta, dacă țineți minte, Grațiela. Corect. Mă descalifici pe mine? Păi și el a fost cu mine. Ha, descalifică-ne pe amândoi.
Pe cine? Pe Grațiela cu Da. Odehe ăla? Da, normal. Corect. Și multe, multe situații. Ștefania cu... Cum îl chema? Cristian. Nu mai știu cum îl chema. Blondul ăla frumșelaș. Când vrei să faci, faci, dar acum depinde Băiatul ăla și de era la ce... drept, spuneți dumneavoastră, nu? Nu, 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 din puterea dragostei. Nu Ștefania, Ah, da. Viorela. Mereu îi spun Viorela. Viorela nu era Stefania aia. Viorela cu Viorela nu s-a mai înțeles nimeni. Băi, Adu-ți aminte, normal. nu vrea nici în casă la fete să mai stea. Și am înțeles că și acum sunt împreună. Viorela și Ștefan. Da, așa a zis Laurențiu, că i-a spus în fața tuturor, în afară de mâța lui, nu este nimeni în casă. Păi vreau să vedem acum dacă se ține de promisiune. Acum depinde, știi cum e. Dacă simte că staful e corect și că s-ar putea să ia finala, s-ar putea să stea în ciuda lor. Vom vedea, v-am spus, nu pot să-mi dau cu părerea până nu-l văd. Cel puțin două emisiuni să văd cum se Nu ia comportă. doamna nicio finală, nu are cum să ia finala. Nu Vă are cum mir. să ia finala, că eu, așa trag eu concluzia, că i-a chemat pe ăștia în sezonul 2, bă, veniți aici că voi aveți experiență din sezonul 1, ia la fete Mai și el mirați va lua la ce? băieți. Stai puțin așa. Vă mai mirați ce să mai inventați? Asta ai vrut să spui. Păi, dar n-are logică. Vă mai mirați? Ce să mai inventați de Bianca? A, inventăm? Care sunt invențiile? Ia spune-ne și nouă. Că ne spunem părerile și credem că ea e diabolica care a făcut? E părerea noastră și Laura a atât. spus în casă ce a zis Mihaela, că i-a zis Laurențiu, te iubesc în mâț, la mâța lui și nu s-a difuzat. Faptul că i-a dat Finala la era asta de Sibianca, da, despre normal. Lorena. Păi da, e părerea mea și am spus și logica de ce. Din moment ce telespectatorii au văzut-o că a făcut poză și că ea se vede cu ochiul liber că nu o suportă pe Lorena, ea și Pentru tine, dacă este poate, la doamna nu Vasilica. îl taxez la sânge, dacă era, dar mai mult ca sigur se va afla. Deși Lore și Laur sunt câștigători pentru noi, categorii Vasilica. Sunt cei mai reali. Despre Bianca nu se inventează nimic. Bianca arată clar ce este și cât de josnică este. Corect. Ce poți să-i mai Mariana inventezi? 777 spune în felul următor, Dan Andrei a spus că pe 5 și pe 11 Laurențiu își va arunca ecosonul din piept și a cerut stop vot. Da, știm de mult asta. Mihaela dă informații din casă și face pe victima. Lenuța, păi și de unde știa Mihaela de date? Dar totuși dumneavoastră răspund la întrebare, de unde știe Radu de acasă, de la el, din garsonieră, ce sunt întâmplă în timpul liber cu concurenții. Păi dacă nu mi-ai dat exemple, n-a fost vorba să dai Păi eu exemple. v-am dat exemple, că a scris o domnă aici. Păi dă-mi exemplu ca să o luăm și nu i-am Păi spus... n-ați văzut că l-a încercat să-l îmbârlige pe Ionuț să spună că bă, dar cum a fost divinitatea asta așa că tu să pleci din centru vechi și să vină Bianca. Ceva de genul, nu cumva v-ați întâlnit voi, așa a vrut să arunce lui Ionuț. Stai că n-am fost atentă că am băgat pe cineva. Și mai am pierdut pe cineva, dar nu mai știu cum să-l găsesc. Nu știu cum să Pe mai... cine? Am zis că dacă ați fost atentă, i-a zis ăsta, Radu încerca să ducă în eroare pe Ionuț, să spună cât a stat la meci, de ce nu stă la hotel să vadă meciul, chestii de genul ăsta. Și cum a fost că ei au plecat, a plecat Robert cu Ionuț din centru vechi și a venit Bigianca, nu cumva v-ați întâlnit acolo, așa a zis el. Păi da, dar alea a fost cu chepsis spuse. Cu chepsis la modul te trag de limbă. Deci nu a Da, fost nimic normal. sigur. No, de ce ți s-a părut că știe Ăsta Radu? mișto de el, bineînțeles. Pe cine ați Deci băgat de-aia și asta? întrebări cu chepsis. Să-l tragă de limbă unde a fost, cât a stat, ce a făcut. Nu că ar ști. Dar ce e? Mafalda? Ce e ăsta? Vede în stele? Eu A, că știu. se mai găsește de un bucureștean și cunoaște, care urmărește emisiunea și vede și fanatici de ăștia, că eu una dacă i-aș vedea, nici nu i-aș băga în seamă vorba aia. N-aș,
Aștept ce pe lângă ei nu m-ar interesa. Și pe asta, dacă vă vede, vă văd ăștia la București, vă zice, a, e doamna Laura care face vloguri. E, mai spun, puterea dragostei mai strigă după mine, puterea dragostei, tot cu puterea Păi dragostei. da, așa a rămas, da. Da, n-am nicio treabă, dar nu știu, nu mi se pare o chestie. L-a tras de limbă și el, de fapt, de Radu, e bandit, Radu nu poate, că și a hate. Dar și ce i-ar face Radu Bianca, e mama mea, mama, că ăsta are și vorbe de țăran și vorbe de oraș. Așa a făcut și când era Nona în casă și după s-a dovedit că Bianca avea dreptate, ați vrut să scrieți, probabil. Iulian, cu ce a avut dreptate Bianca? Dacă îmi spune și mie care a fost dreptatea, ce? Filmulețul pe care l-a postat cu soțul? Altceva ce știți de Nona? Că a avut Bianca dreptate. Păi câți Bianca ani e aveți, doamna ocupată. Mariana 777? Eu nu pot intra deoarece am TikTok numai pentru a vedea. Ana are Mi-a 1.000 făcut de nepotul. urmăritori. Și Am înțeles. dacă n-are 1.000 de urmăritori, nu poate intra. Păi și cum să facem? Să posteze de mai multe ori comentariile. Da, dați exemplu, ce a făcut Nona? Decât filmulețul cu soțul, altceva ce a mai avut? Marina, el a eliminat-o pe Lorena, că Lorenzo e impulsiv și el sper că o să se despartă ca să facă și sezonul 3. Da, sunt foarte multe speculații de genul ăsta, acum fiecare, nu știu ce să zic, dacă vine sezonul 3 înseamnă că i s-a promis ceva mai bine, dacă nu vine înseamnă că se duce după Lorena, ei știu mai bine ce au de făcut. Corect, corect. Denis, ce e aici? 188? 990? Ce, Doamne, ce mai fac eu aici? Nu știu. Unde? A apărut pe ecran ceva verde, niște cifre, nu știu ce sunt. Avem 341 de persoane și avem 35,4K de aprecieri. Nu poate urca fără urmăritori. Da, știu. Da. Păi, ce vroia Denis, să spun? Alina, Radu au umilit-o și pe Cristina cu restul de ce nu ar face-o. Păi e normal, dacă și-au umilit iubita, ce mai contează pentru el altcineva? Asta da. Că a zis aseară, domnule, că mi-a zis Bianca de cămașa aia mea albastră cu dungile alea albe, că e de moș. Păi iartă-mă pe mine, dar vii cu aia din sezonul 1 continuu. Și Bianca are ținută din sezonul. Despre ce vorbim? Nu, no, n-are nicio treabă. Nu, Dar dar de aia îi zice, de nu, cămașa aia, nu nu, nu. știți. Bianca le dă în perversitate. Și e mult mai dureros. Astăzi, cea mai tare fază, când s-a dus la Catinca, lasă fată că tu ai toți dinții în gură. Păi, du-te, Doamne, iartă-mă, și atunci când te fac ăștia șervețel și alcoolistă, de ce te mai deranjezi? Că tu știi să le dai așa pe sub masă la oameni. Atunci ei nu ți-o mai dă pe sub masă, ți-o dă direct în freză. Corect. S-a supărat că e buldoză. Păi să lase șatul și păpica, că nu e defect din naștere. Catinca are doar o pereche de sandale. Nu de asta vorbim. Vorbim de Nu altceva. cred. Caracter, în primul rând, nu de cum se îmbracă, problema lor. De ce s-a supărat? Asta e realitate, corect. Eu cred, aia o dă și Catinca, bullying și mă lași cu bullying-ul vostru. Dacă voi râdeți de oameni, nu mai e bullying. Că mă apucă toți dracii iar. Nu prea merge lui Mihaela cu Catinca și nici cu Giulia. Păi pentru că Mihaela se simte singură. Dar crede-mă Nu că merge. Nona Când a spus le Giulia la mine, face, când a zis Giulia la Doamne, mine, zice, nu le țipi. face o șanca, le dă din topor. Nu e Dar adevărat. se simte singură. E dă în topor cu cine îi merge. Păi Gen Cristina, a gen. făcut-o pe Cristina și pe Dacă o Bianca. făcea pe Pe Bianca o face din două Giulia vorbe. pe live jabră, vai de mine, pe eu aia o bătea. Poftim?
Dacă Auzi, o văd eu. deja Cristina asta o dă în exagerare de aia, ultimă, din câte am înțeles că acum eu nu-i țin partea Mihaelei, pe din moment ce vorbim cu tine, mă glumesc cu tine și spun, hai mă, mai Păi stai, dar facem asta un nu sunt joc, glume, doamna tu Laura, că ești... avea 1.000 de persoane pe live. Eu am fost acolo pe live când a zis. Și azi nu mai stau să mai joc. A zis, nu mai stau să mai joc cu tine. Și Așa. a zis, vai, bă, dar ce javră ești, ceva de genul. Așa. Și aia a Păi, zis, cum zici tu mie așa? Și ea de ciudă, i-a de... spus în direct pe live Da. Da. Cristina? Da. Nu, Mihaela lui Cristina. Nu. Păi, hai să spun ceva. Din moment ce noi ne permitem, Păi cum se ne când? permite? Păi și ne Păi, permitem noi între noi, dar nu pe o mie veniți. de persoane. Bine că poate asta nu și-a dat seama, dar din moment ce și se întâmplă la toată lumea, să avem prieteni, să ne permitem cu cineva ceva și într-o zi să aibă pitici și să-i Eu... spună, bai, ce... Uite, eu cu a mea cumnată, sora soțului, îmi permit, dacă era sora mea, eu n-am soră, dacă era sora mea și cred că nu mă înțelegeam așa. Păi și dacă Și... se întâlnesc într-un moment din ăla mai delicat așa și vă zice cineva ceva, nu vă deranjează? Ea nu-mi zice No, mie. sunteți imună. Ascultă-mă, ea nu-mi zice mie nimic. Și e mai mare ca mine. Eu Ah, fac. ok, am înțeles. Și de multe ori mie rușine de ce îi spun. Și spun, bă, de chiar am luat o raznă. Deci, și ea nu spune, dar o văd pe față. Ei că... Dar eu o țin mult la ea. Ea știe. Vrea orice de la mine, ea vine la mine în șifonier, nici nu mă întreabă parfumul, tot ce nu mă întreabă, iau. Da, mai aveți și dumneavoastră o zi din asta nașpa la, și la business-uri și la asta. Și dacă vă pune cineva Corect, o întrebare greșită, vă corect, corect. deranjează, e normal. Uite, de exemplu, la fete, la fetele de la salon. Eu când intru, dacă intru nervoasă și am trântit ușa, geanta pe birou, gata, știu că urmează ședință. Și se întâmplă să mai intru să fac la mișto cu geanta. Și le vezi că ce ați făcut, care, cum? Și mă uit spre ele, care a greșit astăzi? A, păi nimeni. Și când încep să râd, a, mă, șefa, de ce ne face așa? Și le spun, hai, dați-i drumul de aici. Și se supără altele, care sunt aproape noi. Păi cum, șefa, Da, am înțeles. dați-i drumul de aici? Că, și de multe ori o ia așa, că vezi, Doamne, sunt șefa aia rea. Și astea vei spune, nu e. Vei vedea că nu e așa. Și de asta spun, a dat-o și Cristina așa, în bălării, ca să o scoată pe Mihaela. Dar Mihaela, dacă voia să o jignească, o jignea altfel. Nu spunea, hai să mai jucăm. A jignit acolo, i-a zis, hai să mai facem un meci. Și a zis, nu mai, gata, că mă simt obosită, nu mai fac nimic. Și a direct, din topor, ce javră ești. Și s-a certat un pic cu ea pe live acolo, după care Cristina automat a închis live-ul. Nu cred că a dat-o, cum spune Cristina, a spus-o, e jigodie. A, mă, ce, e jigodie, mă, și mai joci un joc, ceva de genul a dat-o. Eu am curaj Asta e de n-am urât, îi curaj. spunea ei în cameră că nu te auzea nimeni. Da, a luat-o ca și glumă, nu i-a spus-o ca o Eu jignire, nu că iau apărarea lui Cristina, dar nici pe asta nu pot să o pun o ușă de biserică. Denis, Nu pot. dacă o vroia să o jignească, nu o jignea pe live. N-au Înțelege? făcut-o pe Emma că i-a dat sandalele sau ce A, i-a făcut. A... acolo da, acolo da. Doamna Mihaela a Ia fost acolo, dramatică, Bia, că o Cristina a trece fost prin pe geam, el. cât e de mare, o Da, trece prin uite, geamuri. Că... ai dreptate, dar aici nu. Aici nu. Eu știu că Mihaela e și ea plecată cu Sorcova. Dacă nici pe asta n-a mai taxat-o, n-a mai taxat pe nimeni. Dar aici mi s-a făcut un pic mai... Îi căutăm nod în papură. Nu e nici Mihaela Sfântă. Știm, E da, Cristina? normal că nu este. Da, dar e plecată rău. Dar hai să dăm cezarului ce al cezarului. Că de asta și spun, eu nu susțin pe nimeni. Când consider că una e greșită, chiar dacă am Păi normal, lăudat doamna 3 Cristina luni, Dulghiere, o dă fără să gândească, e logic. Cristina a fost Folosită de folosită de Mihaela. Mihaela. Cu ce? Cu ce lenuță a fost Cristina folosită? Cu multe, eu cred că și Cristina știe multe secrete despre Mihaela. Ce ar putea să știe? Că dacă nu o halește și mai ales a spus lui Bianca că o bârfește, știi ce turul ia Cristina?
tot. O fată de vârsta ei nu are un așa comportament. Asta da, Iuli. Asta De ce e da. mare lucru ca să ajungă cât mai Dacă sus vă în uitați competiție și după aia ca să dea în ea să o bubuie aproape de finală? pe vlog, eu am făcut-o pe Mihaela Albie de Porci când am auzit că vrea să-i strângă lenjeria intimă Cristina. Păi stai tu ca moțata în vârful patului că ești tu regina de oași și să vină copila asta să strângă ție hainele că ești tu îngălată. Eu am făcut-o, dar aici, bună Sandu, dar aici cu, hai mă, de ce jigodie ești, nu mai joci, mi s-a părut o glumă pe care noi Nu știu, bucureștenii mie mi cel se puțin pare am că și folosit. gesturile ei și vocabularul și Da, reacțiile pe care le eu are v-am lasă de spus, dorit. Iuliu. Eu am spus mereu că Mihaela e din topor și e bădărancă, bădărancă pe bune. Dar acum nu. Și am spus de multe ori, spune că îl iubește pe Robert, dar nu îl iubește. Asta a fost o înțelegere între ei, susținătorii. Și mama lui Robert care o plăcea pe Mihaela fiind cât de cât pe calapodul lor. Bibina mea, de unde să știu dacă Mai mai e Cristina fată topor, mare așa, sau nu ce mai este, fata să sincer? vedea să se Puneți niște potrivească întrebări cu în care nu am răspuns pentru ele. De unde să știu dacă mai e fată mare sau nu mai e? cine? Neprihănita? Nu. Da. Nu cred. Eu una nu cred. Nu mai are față de copilă, scuză-mă pe mine. Nici ca înfățișare, nici ca gândire, nici ca atitudine. Pe cine a mers cu ea, dacă cu Radu nu? Nu, Crina, Știi ceva? nu, Și eu viața sunt mea, ce? fecioară și nepoți. Nu e genul meu. Din gură pot Cum? să spui aia. Nu spunea că e domnișoară? Care a fost cu Aia Andrei? Aia. cu Andrei? Din puterea dragostei cu Dorobanțu. Da, Numai când a pus și... certa aia atunci cu Alexandra, când i-a spus Alexandra, nu Alexandra i-a zis. Cine a mai zis că e virgină? Singura care a fost virgină, Mădălina lui George. Restul, Roxana aia care dansa, sau cum o chema, cu Roxana Buzoianu. De ei și acum pe TikTok. De dansa e acuzator. Roxana Țuțu. A, așa. Zicea că e fecioară. Ai așa cum ai fecioară, cică. Așa zice. Nu știu cât de adevărat e. Păi, Pe din unde gură pe pot să spunem multe. Și mama și tata știu că suntem fecioare. aia de-a fost măritată? Nu cred așa ceva. Nu, Simona. Simona. Ah, Simona! Păi mi-a Da. rușine mie de dumneavoastră ce am... Păi Pe, aduceți. au postat ăștia la altăseară pe Telegram, făcea provocări. Păi, vezi? Nu spunea că e virgină. Făcea provocări în duș. Cristina, la cum vorbește, cum se comportă? Nu. Nu cred că mai e și figura ei. Nu. Era mai Femeile mică. știu ce spun. Când ești virgină, ești pură cu totul, cu privire, ești copilă. Dar ea nu. Da, Era dar mai. nici șmecherită și haladită nu este. Ea a prins acum câteva jargoane în emisiune. E fecioară în zodie, poate. Corina, nu spune nimic de zodiile fecioare. Te rog frumos. Că eu sunt fecioară, da? Nasolirea de tata când era fecioară. Doamne. Fecioară sunteți? Bă, eu am crezut că sunteți leoaică. A-a. Așa. Sunt fecioară pură cu ascendent în fecioară. Da, Am știu că sunt înțeles. cele mai pretențioase. Cele mai... Bibi nu prinde ea așa repede, chiar dacă ar fi avut profesoară bună, nu, e greu. E nici în Da, sezonul 2. Dacă da. vine sezonul 3, ea nu se descurcă de una singură. Ca să ții piept la Mă 13 bucur, inși Dorin. în casă, trebuie să ai potențial, nu așa. Noapte Ia bună dacă ții tuturor. un pic mai tare pe ea, s-a pierdut, nu știe ce să mai zică. Cine? Cristina. Cristina? Păi și ce, n-ai văzut femei în toată firea care nu scot două vorbe? Nu m-am referit ca să fie ea în casă, sezonul 3, să zic așa, Ani, trebuie să ai smecheala potențial unui să ții piept la toată lumea. Noapte bună! Auzi, Patricia avea 19 ani.
Păi și ceva ce Patricia pune în cap femei de 40 la vorbe și la talent. Ha. Păi, despre ce vorbim? Da, nu Păi, e da, dar relevant. Nu e erau relevant. de seama Este amândouă, relevant dar e diferit. singurul lucru unde ai fost Erau crescut de seama și ce înseamnă amândouă. acasă. Da, erau de seama amândouă, dar e diferent, a fost diferență mare între ele. Păi, eu ce spun? Depinde. Fecioară sunt și eu. Cristina este prea naivă ca să nu zic altfel. Are tupeu prin Bianca și până acum. Corect, Păi, Mariana. normal. Singură nu poate să facă față la o conversație. Da. Dar asta nu neapărat că e virgină. Nu, nu o duce capul. Nu mă refeream, e normal, logic, dar nu mă Patricia, refeream cu acolo eu. aceeași vârstă și eu mănâncă pe pâine. O face pateu ai prin tupeu. Dar cine credeți că va rămâne în sezonul 3? Dacă au dreptul Bianca numărul 1, Eu cred Radu. că vin tot. Și Catinca vine și Giulia, că am înțeles în seara asta că îi place foarte mult Păi și formatul atunci de ce mai emisiunii. termină sezonul 2? Să meargă cu ăștia așa, la lung, vreo 7-8 ani. Ce rost mai are? Așa a zis Giulia pe live-ul ei când am intrat eu, până să intrați dumneavoastră, că se simte foarte bine acolo, că îi place foarte mult formatul emisiunii și da, ar vrea ca să Dar rămână cât mai mult cum în trebuie să casă. termine sezonul 2? Dacă tot ăștia vin, să meargă la lung, așa cu el, vreo 7-8 ani. Ca filmul ăla, Tânăr și neliniștit. Oare se termină într-o lună? Normal, în februarie ar trebui să facă un an. Nu, n-au Sezonul apucat februarie, trecut. decembrie, eu zic că e gata. Nu cred, cred că lasă sărbătorile. Păi dacă a zis asta că mai ia 6 check-uri și se termină, înseamnă că aia este, Am nu? Denis. De unde știe el? Pe Se cât o vede. mai lungesc atâta? Iară mâine, iar e cu Cristina? Apa, asta Nu? am și spus, până în final așteptați-vă. Colegii de bancă, azi se ceartă, mâine se împacă, poi mâine le aduce Păi de ce sandwich. Larisa Nicoleta nu au voie să meargă în 3 sezoane? Cine a zis? Da, să se termine de tot, că nu mai e la ce să te uiți. Păi da, Cris, chiar la asta mă gândeam. Pleacă Laurențiu și Lorela, la cine uităm, frate, că nebunesc. Mă uit la Robert, care spune o vorbă de 10 ori. Mă uit la Bianca și la Ionică, care zici că-s la Techir Păi ce că Gheorghiu și intră băiatul ăla cu potențial la băi. de... Da, ci că ăla vine un pic mai și se ia de Robert, că îți dai seama, vede că omul e plecat cu Sorcova. Le scade audiența, categoric. Pentru cine intră ăla? Pentru cine intră? Mihaela, dar îl atacă pe Robert din spusele lui Dan Andrei, că ăsta acum începe și spune că staful aduce numai oameni care să dea în Robert și să-l pună la pământ, să-l îngroape pe Robert. Nu mai trimite că Cristina nu vrea să mai meargă la date. Nu cred. Cristina merge decât cu Bianca. Atât, nu mai refuză date-ul. Mihaela și Catinca. Da, ce prostii puteți să spuneți. Mihaela și Catinca. Ce să vă... Mihaela E și pus Catinca. de producție? Probabil, Vezi? cine spune? Poftim. A venit producția și a spus, bă, fii atent, te aduc, dar și ce faci? Îl faci pe Robert knockout. Faptele lui Robert te face să vorbești, dar toți care au venit au avut o problemă cu Robert. Ce Dumnezeu, despre ce vorbim? Doamna Laura, eu Își cred ia... că... Vă aduceți aminte că a zis Andrei acum vreo două, trei seri că o să vă testez și nu o să știți când? Și Laurențiu i-a zis, păi spuneți-ne când, mâine, și a zis că nu o să știți voi când. Eu cred că le va aduce pereche la toți, așa să vadă cât de mult se iubesc. Băi, Așa e inopinant. știi ceva? N-ar fi rău. Eu una să Asta. dea dracii dacă eram în Eu locul doamnei am Mantea. încredere în Da, doamna unui Andreea bubuia. să știu cum Dacă îmi bubuia funcționează dumneai este. toată situația. Așa a spus Dan Andrei. Păi Dan Andrei atâta vede decât toată lumea vrea să-l îngroape pe Robertică. Și ce crezi? Bianca o să-l îngroape pe Robertică cel mai tare. Pentru Catinca și Mihaela, nu doar pentru Intră Mihaela. băiatul cel pentru Catinca și Miha. Da, dar nu o să-l vrea nici Mihaela, că și Mihaela e bandită, nu face cuplu cu el și nu vrea să-și pună toată lumea în cap și să-și ia hate și mai urmărește și sezonul 3.
că n-a putut să se îndrăgostească. Ea a vrut să se îndrăgostească, dar n-a vrut Robertica. Și Și atunci a avut șansa să se ea în sezonul tău. apropo, mai am o întrebare. Ăsta se îndrăgostise de Larisa fără să-i dea niciun pupic. Și dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că îi place așa de mult Cine? de Vlada? Da, dar n-a zis. De Antoni spui? Da. Păi, n-a spus niciodată. Denis, eu ți-am mai spus. E o diferență în a place pe cineva și o mare diferență între drăgostii și de iubire, deja e prea mult. Dar dacă îmi place o Bine, că și femeie, a zis nu-i. cu cuvintele lui că s-a îndrăgostit de Larisa, că i-a zis și Radu astăzi. Denis, sunt încă mici, Denis, au 20 de ani, Mie măi, mi se pare Denis, că nu știu copila asta, da, cum s-a să aprins inima după el, se dar exprime. el nu-i dă atâta de Nu știu să importanță. se exprime, ce Dumnezeu. Dacă ei un pic mai tare s-au pierdut ei, acum sunt cruzi, cruzi. Și mai ales și în fața camerelor și când o vezi și pe aia care era Sfânta Filoftea. Nu, îi place Sau și dacă este el nu Denis. se vedea pus în faptul împlinit astăzi și nu se vedea pus pe video, pe plasmă, oare îi spunea lui Vlada ce a făcut el? Păi Niciodată. asta vreau să-i spun mâine. Asta vreau să-i spun mâine. Să fie asumați, măi. Și eu am băiat. Și cât Nu are, voi Dani? să 25 de zic ani. că Și mă am bine, spus. am fost în club, una s-a dat la mine, eu m-a luat mai euforic, așa mai asta, iartă-mă, uite ce am făcut și era mult mai simplu decât să steți o minți în față că nu, că n-am făcut, n-am fost, nu. Nici nu își mai aduce aminte ce s-a întâmplat. Măi, Denis, că mă aude. Ah, au plecat sus. Si. Măi, Denis, Dani Cine vă are aude? iubită? Dani. Ah, Dani are Dani. iubită. Are 23 de ani. Are iubită din liceu. Mulțumim. Mai Da. 12 pe la noi, 12 pe la noi, că s-a mai 2 luni la mine. Acolo. Dar asta înseamnă că ce, Dani nu mai iese afară? Și bineînțeles că ea a început să guite și a zis, fetița mea, nu te supăra. Dar e tânăr. Bucură-te că vine tot la tine. Apoi, ce vrei să rămână? Acum aș Da, trăiește păi viața, așa nici. sunt. Asta sunt pe teritoriul, da, seama, nu? Da, i-am zis, tu fii cu minte că tot la tine vine, dar dacă faci și tu ambiții, du-te. Maria Popescu, Du-te dar n-a și zis tu. nimeni lucrul ăsta. De unde știți că Bianca îl îngroapă pe Robert sau decât speculații? A zis cineva ceva de Robert? Da, e normal că De dacă pe ce? copiii e în finală și este și eu nu spui, ce credeți că o să-l ajute pe Robert? Dar Bianca, în primul rând, se ajută pe ea. După aceea, dacă poate, pe Ionică, dar nu prea. Mihaelei nu-i place de noul concurent care intră în casă, are tatuaje. Vai de mine. Hai, e, hai. Mihaelei nu o să-i placă de nimeni că stă și suferă pentru sezonul 3. Hai să fim serioși. Am zis că vreau să fiu Adevărat? corectă. O să fiu corectă. Până la capăt. Dar să lăsăm cu dramatizarea asta că Mihaela n-a avut nicio treabă cu Așa a Robertica. zis E făcut dumneavoastră că oricum. îngroapă Bianca pe Robert? Da, Bianca îl îngroapă pe Robert pe ultima 100 de metri. Ce-i? La cât de perversă e Bianca, Bianca își trădează și propriul copil. Ca să-și vadă interesul. Îl îngroapă în ce sens? La ce mod o să-i spună? Da, bă, te votezi. Și ea votează Nu, pe no, Ionica. băi, nu. O să-i Ai spună în votul față că nu meu. poți să-i dea votul că Și e pe toate Ionuț, nu-i. fetele, pe toate fetele le pune să-l voteze pe Ionica. Păi nu. Dar faza știi care e? Că sunt trei pe locul unu și staful vrea decât pe unu. Am înțeles, Marian. Cum? Păi faza e în felul următor, că sunt trei bărbați pe locul unu și staful vrea decât pe unu. Păi poate să fie și cinci. Asta e ordinul, așa se întâmplă, așa se merge Eu mai te spun, departe. Robert și cu Ionică n-au nicio șansă, De pentru ce? că staful îl vrea pe Radu și Mai e din logic. Amantea și Bianca tot de staff. Și atunci, finala deja e. Eu am curat să fac pariu pe ce vreți voi. Pe Finala asta. ce? Bianca la fete, Radu la băieți. Păi bineînțeles, cine poate să ia de la Pirotehnică fete? Ia. o susține. Arătați-mi una cu capacitate maximă în care ar putea să ia premiul cel mare. Ce anume?
Arătați-mi una dumneavoastră acum în momentul de față cu capacitate și care Ca știe să pună. Da. fată nu mai există. Acum a plecat Lorena Pa, la revedere. Și Vedeți? dacă Mantea o preferă mai mult pe Mihaela, s-ar putea. Dacă Bianca este obraznică, cum mi s-a spus, s-ar putea să ia Mihaela față. Nu, no, nici vorbă. Din moment ce dai în stăpân, scuză-mă pe mine, Catinca ar fi ultima. Eu bag pariu cu dumneavoastră că Bianca nu ia. O fi Cristina, să vedem. Acum să vedem între cine optează. Stați să vedem că săptămâna asta ar trebui să se certe Bianca cu Mante. Și atunci vedem. Și dacă s-a certat, Mihaela e Dar nu câștigătoare. știu de unde veniți cu supoziții de genul ăsta. E adevărat că Cristina și Mai Radu. pe nu. A, vorbește în chat. Aoleu, ce răspunsuri aș da Andrei? Andrei Mantea, da. Radu a luat Auziți dumneavoastră, cuvântul. e adevărat că Cristina și Radu vor fi descalificați pentru că s-au văzut în afara emisiunii? Nu, astea sunt știri de astea bombe de oameni de ăștia care vor să facă și vizualizări. Nu. Nu. Și auzi, eu am gura să înșur pe ce vrei tu. Și dacă se vede, Radu cu Cristina nu vor fi descalificați. Nu uitați că ăsta e cuplul sezonului. Din prima zi, pe ăștia i-a luat la casting că aveau râsul amândoi la fel. Adică, da bine asta, decât m-a luat de râsul ei în continuu și Radu la fel, nu mai râd la fel. Dar aduceți-vă aminte că când a început sezonul, Radu n-avea ecosonul și a trebuit să-l pună Cristina. Și la nicio săptămână, adică 4 zile de emisiune de tras, neprihănita și-a luat limba în gură cu Răduca. Mie mi s-a părut că și acolo a fost ceva tras de păr, adică a venit prea fixat pentru el. Of, Denis, nu mai ți-aduce aminte cât îmi prospătez eu memoria. Doamna Mantea a zis așa, la casting, ea a zis că a venit pentru Radu și stafful a zis că Radu nu mai vine, că a fost în primul sezon și nu mai vine în al doilea sezon. A venit pentru Și Radu Dixe, că a fost a făcut pe finalist. Dramoleta, a făcut pe Dramoleta un atac de panică. Aoleu, s-a îngrijorat foarte tare că nu mai este Radu. Și când a venit, a început sezonul 2, ea nu s-a dat Eu la nu Radu. cred așa ceva, Ea s-a dat la sincer. Ionuț. Pe asta vreau să vă zic eu acum, i-a venit special pentru Ionuț, nici de cum pentru Așa, și Radu. când Ionuț i-a închis poarta și a zis că nu, că el nu este pregătit, atunci s-a dat la Radu. Așa că copila Așa, asta da, normal. a intrat pe minciuni. Despre ce vorbim? Deci dacă eu nu ți deschidea poarta mai larg, ea intra. Categoric 100%. Deci îl uita pe Răducă. N-avea nicio treabă. Am Și înțeles. aduți aminte că maică-sa pe Ionuț îl vrea. Ea i-a Mi vrut s-ar părea acum, în Ionuț. momentul de față, că, bineînțeles, acum e constrânsă de situație, că este Radu în casă, dar după dumneavoastră, așa, vi s-ar părea că îl place pe Cosmin? Da. Da, dar Ați văzut nu o lasă. ce privire trage? Nu o lasă Biencuța. Nu o lasă Biencuța. Acum 2 zile, Giulia a făcut o glumă de asta ironică, că zi, Cosmin cu Cristina se potrivește și Bianca, parcă o văd pe canapea, a spus. Până la Cristina. Cristina, nu. De parcă. Da, m-a deranjat și pe mine Giulia aseară, de exemplu, în gală, dacă a fost foarte atentă când s-a dat voturile, a spus în felul următor: Ionuț, aș fi votat-o pe Mihaela că am toate motivele din lume, dar nu. Hai să o ridic pe Mihaela Călin, mai stau 10 minute și gata. Că mi se închid ochii. Eu mâine am treabă, eu ai, Doamne. Pe cine ați băgat pe Mihaela Călin? Bună seara, bună dimineața, doamna! Bună seara. Bună seara, Bună! nu contează. Spuneți. A. Băgați, toate femeile Da. care Ionuț și Eu Larisa nu știu s-au care. mutat împreună sunt fericiți, da. Doamne Și ajută. a zis în felul următor în gală, doamna Laura:
Aș vota-o pe Mihaela din toate motivele, am toate motivele din lume, dar nu o votez pe Mihaela, i-am promis lui Robert și o voi vota pe Giulia. La care Giulia îi spune pe următor: crezi că ai dat bine votul? Bianca, ce o să zică? Vă aduceți aminte? Și ți se pare bărbat? Și mie mi se pare că între Bianca și între Giulia e o divergență acolo. Între Bianca și Giulia? Da. Păi Bianca ți-a mai spus care decât două variante. Ori ca mine, ori te omor. Dacă Giulia nu joacă cum vrea Bianca, pa! E eliminată sau cum? Păi da, normal, logic. Eu de ce spun tot timpul că ai instalat teroarea în casă? Păi ce facem, frate? Fapt că Mihai l-a spus, dacă eu mă cer cu Bianca, nicio fată nu mai vorbește cu mine, că nu mai vrea Bianca. Păi ce Maria facem? Adriana, eu nu știu, n-am auzit așa, adică am auzit, dar doar speculații de genul ăsta. Cine mi explică și mie care a fost faza cu Lorena și șoferul care ci că l-ar fi bătut la urechi? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. A fost o divergență la modul fetele cu șoferul, șoferul i-ar fi plăcut de Lorena. Lorena l-a luat ca și cum a fost ziua ei, n-a simțit că. Și Laurențiu, când a auzit, s-a deranjat că fetele au dat o interpretare cum au vrut ele. Păi și atunci șoferul de ce a fost dat afară de la canal de? Pentru că și-a permis să se dea la fete și n-avea voie. Etic, n-avea voie. Angajații să se dea la clienții. Că ei cam așa sunt. Ei sunt angajați, Păi a fost colegă, dacă tot a de câștigat Sorin primul sezon, să clienți. rămână premier tot în satul mare, vot Mihaela. Să știți că nu mai pot să stau. Îmi Păi cer. da, e și am stat și puțin rău. Păi de la 10, Doamne ferească Dumnezeu. Păi Da. dumneavoastră, vedeți cât e ceas acum? E 3 1:37 jumătate. și așa era aproape de 3. 2 jumătate. Cum 2? Păi nu, Era e 3. 2 jumătate. Cât? 2 jumătate, acum e 1 jumătate. Păi asta zic, nu? Hai, te pup Vă că pup. O seară na, ceau. minunată ce a mai rămas în ea. Și la somn. La revedere! Să rămână la somn toată lumea, o seară frumoasă tuturor. La revedere, doamna Laura.